Ce de 2011, 16 iulie. O durere de picioare într-o sâmbătă, duminica mijlocul. O durere de picior urmată de dureri cumplite în zona coloanei. Acestea au fost simptomele care aveau să anunțe un diagnostic dur pentru micuța Ana Maria Gruia, o tumoră de 4 cm pe coloană. La o vârstă fragedă, 8 ani, fetița din localitatea Nâmboviteană, Gura Ogniței, începea o luptă cu viața și cu boala. După operație dificilă și numeroase ședințe de chimioterapie, Ana Maria a reușit să învingă cancerul. O victorie importantă, dar nu finală. Perioada îndelungată de boală, care a ținut-o la pat, nu a rămas fără efecte. O parapareză flască. După operație am plecat la Institutul Oncologic, care le mulțumesc medicilor și asistentelor. A urmat un tratament de citostatic cu radioterapie, un an și... A rămas paralizată la Pampers și a fost purtătoare de sondă 4 luni. Și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu a recidivat, dar trebuie multă recuperare, fizioterapie și la piciorușul stâng a rămas la bastrâmbă și trebuie mai multe investigații. Fericirea mamei la aflarea veștii că micuța a scăpat de boală a fost de nedescris, mai ales după coșmarul trăit. Clipe de groază s-au scurs de la momentul diagnosticului și drumul către vindecare a fost unul lung și dureros. Femeia povestește că s-a îmbolnăvit și ea de teamă că o va pierde pe cea mică, după ce în urmă cu 8 ani și-a pierdut și soțul și a suferit numeroase atacuri de panică. Tata lor e mort de 8 ani și m-a înțeles toată lumea. Când am ajuns la Institutul Oncologic, nu mai judecam, întrebam pe toată lumea, moare copilul meu. Ana Maria este nevoită să reînvețe practic mersul pe propriile picioare, după ce ani buni a stat țintuită la pat și într-un scaun cu rotile, din cauza tumorei de care suferea. Acum însă are nevoie de bani pentru recuperare și de Pampers, însă mama abia dacă le poate pune ceva pe masă ei și surorii în vârstă de 12 ani. Nu am niciun venit, trăiesc cu mai am o fetiță de 12 ani și trăiesc indemnizația ei. La vârsta la care alți copii se joacă, merg la școală și se bucură de copilărie, Ana Maria a învățat deja lecții dureroase. Acum că a învins cancerul, fetița zâmbește cu speranță și credință. Visează ca orice copil de vârsta ei și își dorește ca atunci când va crește să devină profesoară de matematică. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Ce vis ne-ai așa? Profesoară. Profesoară? De ce? Profesoară de ce? Să învăț. Să învăț copii. Ce carte îți place ție? Să înveți tu mai mult pe ea. Matematică. Pentru ca Ana Maria să-și îndeplinească visele, are nevoie de ajutorul oamenilor cu inimă mare. Cei care vor să o ajute pot dona în contul afișat pe ecran.